Suveranitatea educației naționale. Școala este unul dintre cei factori educaționali decisivi ai națiunii. Familia, școala și biserica. Născut, crescut și unit ca adult în familie, omul primește educația de la școală pentru societate, iar biserica îl ridică la viața spirituală. Degradarea școlii de azi distruge țesutul națiunii și pune în pericol conștiința națională. Statul n-a permis niciodată în istorie ca școala să fie invadată de vulgaritate, violență, droguri, prostituție și bătaie de joc, să se transforme în armă împotriva educației. Niciodată nu s-a întâmplat asta în istorie. Trei condiții trebuie îndeplinite. Repunerea cadrului didactic în centrul școlii, redactarea programei și manualelor de Academie Română și asigurarea unui cadru pentru desfășurarea normală a actului educațional. Partidele și guvernele au introdus în manuale corectitudinea politică, ideologia de gen, falsul istoric și cultural. Manualele au fost infantilizate. Programa școlară și manualele vor fi date în grijă Academiei Române, cel mai înalt for științific și cultural al țării aflat în afara sferei politice.